Spitalul județean Giurgiu nu este nici pe departe o unitate spitalicească cu pretenții și condiții de spital de urgență. În afara banilor care sunt necesari pentru rezolvarea problemelor din unitățile spitalicești, este nevoie și de un management bun. M-a uimit efectiv cel mai mult din tot ceea ce am văzut, m-a uimit de bine, spitalul de la Izvoru, spitalul de plămâni de la Izvoru, care... Nu știu dacă întâmplător, dar este condus de două doamne. Directoarea este femeie, iar director medical este tot femeie. Unul la mână că am rămas uimită de câtă aparatură puteau să aibă în acel spital, deși este un spital mic. Aparatură pe care și-au făcut-o singure rost, așa cum au putut, fie accesând fonduri, fie din donații, dar o aveau. S-au specializat și știau să o folosească. N-o țineau cu prelata pe ea. După spusele prefectului județului, Lavinia Crișu, spitalul din Giurgiu nu are parte de cel mai bun manageriat. Să nu uităm că din 2014 nu mai există posturi blocate și nu mai există opreliști, așa încât cred că ar fi bine să accentuăm managementul pe spitalul județean. Prefectul Crișu susține că a încercat să pună umărul la remedierea situației din spitalul județean de urgență Giurgiu. În clipa în care eu am venit și am încercat să-i spun domnului președinte că trebuie neapărat să mai investească și să dea bani pentru funcționarea acestor spitale, pentru că este al Consiliului Județean și dumnealui asigură managementul spitalului, la momentul acela mi-a zis că nu mai are de unde, pentru că toți banii pe care îi avea către spitale erau pentru investiții. De pe poziția pe care o ocupați, puteți ajuta spitalul județean, fiindcă are nevoie de ajutor? Așa este, recunosc că are nevoie de ajutor, singură nu pot însă face acest lucru. Este drept că instituția prefectului este cea care promovează hotărâri de guvern, dar eu doar le promovez, ele trebuie inițiate de persoanele interesate. Apoi, împreună cu persoana care a inițiat, în speță domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că dumnealui poate iniția un proiect de hotărâre de guvern, împreună putem face demersuri și putem solicita acești bani.